Bună ziua și bine v-am regăsit la Geneza. Unul dintre impacturile fizicii cuantice și tabloului despre univers, tabloul universului, remodelat de fizica cuantică, este o nouă concepție despre relația lui Dumnezeu cu timpul, despre felul în care Dumnezeu cunoaște viitorul și despre felul în care divinitatea intervine în univers. Această nouă concepție nu este nouă, de fapt. Este foarte interesant că Cartea Genezei îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care are dileme, care are o istorie și care se schimbă. Prima dilemă a lui Dumnezeu în Geneza este: nu e bine ca omul să fie singur. După aceea, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. În sfârșit, a treia dilemă, i-a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om, și a patra dilemă, i-a părut rău lui Dumnezeu că a adus potopul. Acest Dumnezeu care crește odată cu Universul, care evoluează, care se întreabă, care are dileme, nu este Dumnezeul care l-am moștenit de la teologia scolastică și din Evul Mediu și care e, să zic așa, concepția ortodoxă despre Dumnezeu. Un Dumnezeu atotștiutor care nu poate să aibă nicio surpriză, care știe totul despre viitor și a cărui intervenție în univers este făcută în mod determinist. Cea mai bună exprimare a revoluției radicale pe care fizica cuantică o aduce în concepția teologică, plecând la concepția despre univers, a fost exprimat de Albert Einstein. Albert Einstein, bineînțeles că nu a vrut să facă teologie, însă a folosit ideea de Dumnezeu ca o idee care să confere inteligibilitate universului. Și folosind această idee de Dumnezeu, Einstein a spus: Dumnezeu nu joacă saruri. Referindu-se la fizica cuantică și mai ales la concepția la relația de nedeterminare, conform căreia noi nu putem cunoaște decât poziția probabilă a unei particule cuantice și nu putem niciodată să cunoaștem cu certitudine care este poziția și care este momentul cinetic al unei particule cuantice. Totdeauna există un grad de determinare. Dacă cunoaștem 100% poziția, nu cunoaștem momentul cinetic. Dacă cunoaștem momentul cinetic, 100% nu cunoaștem poziția deloc. Cu alte cuvinte, dacă cunoaștem particula, nu cunoaștem unda. Dacă cunoaștem unda, nu cunoaștem particula. Și Albert Einstein s-a dat înapoi cu un dezgust organic în fața unei concepții despre univers în care nu este posibil ca o particulă sau o mișcare a unei particule să nu fie determinate în spațiu și timp. Așa că a spus el: Dumnezeu nu joacă zaruri. Ceea ce Einstein spune cu privire la Dumnezeu ca relație cu universul o spune și Luther, dar într-un limbaj teologic. În faimoasa lui polemică cu Erasmus de Rotterdam, Luther spune că în univers nu există contingent, ci doar necesar. În limbajul nostru am spune că în univers nu există accident, ci doar determinare. Orice mișcare, orice lucru în univers este determinat. Argumentul lui Luther pleacă de la ideea că Dumnezeu știe tot în viitor. Și el spune Erasmus așa: tu ești de acord că Dumnezeu este atotștiutor, că Dumnezeu cunoaște viitorul. Însă dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și nu poate acționa împotriva a ceea ce cunoaște, Dumnezeu nu este atotputernic. Dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, există o egalitate, fiindcă Dumnezeu este perfect, există o egalitate perfectă între voință și cunoștință la Dumnezeu. Așa că ceea ce Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu și voiește și determină. Și ca atare, argumentul logic este, lui Luther este foarte logic. Dacă Dumnezeu cunoaște totul, nu există libertate în univers și universul este atot determinat. Punctul sensibil aici este relația lui Dumnezeu cu timpul. Și ce este timpul? Întrebarea ce este timpul? Și întrebarea dacă universul este determinat sau nu este determinat. Aici fizica cuantică a adus o revoluție. Și această revoluție, pe teologii care gândesc teologia în contextul științei, oricât de puțin ar fi, i-a făcut să reconsidere relația lui Dumnezeu cu universul și relația lui Dumnezeu cu timpul. Anume, se renunță la ideea lui Martin Luther,
că totul este determinat în universul nostru și la ideea că Dumnezeu este atotștiutor cu privire la viitor, la ideea că Dumnezeu nu are dileme și Dumnezeu nu se schimbă. Haideți să plecăm de la problema timpului. Prima oară problema timpului în teologia creștină a pus-o Augustin. Și întotdeauna când citim o lucrare a unui teolog despre timp sau chiar a unui savant cum este popularizator al științei cum este Stephen Hawking, cam totdeauna se pleacă de la Augustin. Augustin a spus că s-a frământat foarte mult cu problema natura timpului și că s-a rugat foarte mult și că Dumnezeu a descoperit care este adevărata natura timpului. De fapt, Augustin a avut rădăcini în teoria, în filozofia lui Platon și filozofia lui Platon a avut rădăcini în filozofia lui Parmenides. Parmenides a fost primul care a spus că, de fapt, spațiul și timpul sunt infinite în univers și nu există mișcare. Timpul, de fapt, este simultan, toate evenimentele sunt simultane. Nu există mișcare în univers, nu există schimbare. Din punctul de vedere al Dumnezeu nu există nicio schimbare în univers, totul este simultanitate perfectă. Schimbarea este doar modul în care psihicul nostru organizează percepția lucrurilor. Unul dintre elevii lui Parmenides, Zeno, ne-a lăsat celebrul paradox Zeno, pe care vreau să-l discutăm aici, pentru că grecii au fost un miracol. Zeno aproape că a descoperit fizica cuantică, în paradoxul Zeno. Grecia a fost capabilă să descopere existența atomului pe bază pur filozofică și la fel au fost la un pas de a descoperi fizica cuantică pe baza paradoxului Zeno. Despre ce este vorba? Zeno spune așa, imaginați-vă că lasă acest pic să cadă. Bine, Zeno vorbea de un pic și de o portocală, dar să spunem că vorbim de un pic, lasă acest pic să cadă. Pixul acesta, dacă îi dat drumul să cadă, va cade jos, așa cum știți. Dar dacă gândim logic, să spunem că împărțim la jumătate spațiul dintre pix și pupitru. Și pixul trebuie să întâi să străbată prima jumătate și după a doua jumătate. După aceea, a doua jumătate, iar o împărțim în două și așa mai departe. Practic, pixul, din punct de vedere logic, totdeauna are încă o secțiune infinitezimală de timp de străbătut. Cu alte cuvinte, dacă împărțim timpul la infinit și putem împărți la infinit, întotdeauna rămâne un spațiu prin care timpul, prin care pixul acesta să cadă. Așa că, practic, pixul niciodată nu poate să atingă pupitrul. Și ca tare, mișcarea este o iluzie, mișcarea nu există. E bine, aceasta a fost ideea îmbrățișată de Platon. Timpul, spațiul este absolut, este și mai la geometrie, geometria euclidiană nu se ocupa de mișcare, se ocupa de formele spațiului. Și grecii erau de părere că spațiul este absolut. De ce este absolut? Pentru că poate fi dedus logic, proprietățile spațiului se pot duce prin logică, rațional, în geometria euclidiană, dar timpul este ilogic, timpul e un paradox. Mișcarea e un paradox, mișcarea nu are logică, așa că este o simplă aparență. Așa că de fapt, nu timpul este o iluzie, ci schimbarea este o iluzie, mai precis. Mișcarea și schimbarea sunt iluzii. Așa că Augustin ne spune că după ce se roagă foarte mult timp, înțelege că, de fapt, pentru noi trăim în prezent. Și trecutul este memorie și viitorul este anticipația evenimentelor. Dar, de fapt, aceasta este o limitare a noastră. Este un mod în care psihicul nostru prelucrează evenimentele. Toate evenimentele sunt simultane în timp. Și Dumnezeu stă undeva deasupra. Și pentru Dumnezeu toate evenimentele sunt simultane. Această idee a simultaneității evenimentelor este o dogmă, a susținut-o și Thomas d'Aquino, și este practic o dogmă în teologia scolastică și în ortodoxie, să zic așa, de orice confesiune. În sensul că pentru Dumnezeu toate evenimentele sunt simultane, pentru trecutul, prezentul și viitorul sunt cum este pentru noi prezentul. Și ca atare, aceasta rezolvă multe probleme. De exemplu, ce a făcut Dumnezeu până la creațiune? Dumnezeu n-a așteptat până la creațiune, fiindcă pentru Dumnezeu nu există timp. Cum vede Dumnezeu suferința în univers? Din cauza simultaneității, Dumnezeu deja ne vede ca mântuiți, ne vede în împărăția sa. Deci Dumnezeu este în cu totul altă poziție decât noi. Pe de altă parte, această idee a simultaneității evenimentelor i-a făcut pe mulți mistici, începând de la greci, de la filozofi ca Platon sau Plotinus,
Contenând cu mistici religioși și, de ce nu, cu mistici New Age, că ideea a fost și în India, să caute atemporalitatea ca moment de împlinire spirituală perfectă, e ca experiență transcendentă, să caute atemporalitatea, când să fii în afara timpului, când timpul se oprește. Dacă țineți minte Goethe în Faust, dorința lui Faust era să ajungă la momentul acela când spune stai în loc clipă. E bine, ideea aceasta, așa cum am spus, a dominat teologia catolică și protestantă și când în sfârșit timpul a fost pus în ecuație, în ecuația lui Galilei și apoi a lui Newton. Când Newton și Galilei au pus timpul în ecuație, l-au măsurat, au stabilit ecuațiile mișcării, interesant că apare iarăși aici o problemă. Și care este problema? Hai să luăm ecuația principală a lui Galilei, transformerul lui Galilei, cum se numește. Deci, avem o corabie în mișcare. Și corabia merge de la A la B, să zic, merge cu o anumită viteză într-un anumit timp. Și întotdeauna există o ecuație care spune că spațiul este egal cu viteza înmulțit cu timpul. Spațiul, deci, îl măsurăm înainte și înapoi. Dacă vrem să știm cât luăm timpul înapoi și punem acum o secundă, acum 2 minute, acum 3 ore, acum 4 ore, acum 5 ore, acum 10 ore. Deci punem timpul înapoi și măsurăm în ore. Și dacă vrem să știm cât spațiu a străpătut corabia, în 2 ore, în 4 ore, în 5 ore, nu facem altceva decât să mulțim viteza corabiei cu timpul și avem spațiul străpătut. Și dacă o facem, vrem să meargă înainte. Facem același lucru. Și dacă vrem să avem, dacă cunoaștem spațiul și nu cunoaștem viteza, o putem afla în funcție de timp. Și dacă cunoaștem viteza și nu cunoaștem spațiul, o putem avea în funcție de timp și putem afla timpul în funcție de viteză și spațiu. Dar, imaginați-vă că suntem la punctul zero. Și nu cu minute, secunde, ore înainte, nici cu minute, secunde, ore în urmă, ci suntem la punctul zero. Și punem timp zero. Întitulată ecuația este nedeterminată, nu mai are sens. Viteza este spațiu mulțit cu timpul, timpul este 0, 0, viteza este egală cu 0, cu toate că corabia încă se mișcă. Ceea ce ne se spune că noi nu putem pune niciodată prezentul în ecuație. Este foarte interesant că prezentul ca și cum n-ar exista. Lucrul acesta l-a făcut pe Immanuel Kant. Plecăm pe de-o parte de la succesul formidabil al ecuațiilor newtoniene și pe de altă parte de la paradoxul pe care chiar fizica l-are, că nu poate să ne ofere o ecuație perfectă a timpului. Să considere că, de fapt, spațiul și timpul nu sunt altceva decât categoria ale sensibilității, iar cauzalitatea, determinarea, este o categorie intelectuală. Adică, cu alte cuvinte, spațiul și timpul, relația cauză și efect, sunt modul în care noi psihologic, un proces psihologic în care evenimentele și obiectele sunt aranjate de către percepția noastră. Percepția noastră le aranjează în spațiu și timp și în cauză-efect. Motivul pentru care spațiul și timpul nu se schimbă, motivul pentru care Newton a avut un asemenea succes în a crea ecuațiile mișcării în spațiu și timp, motivul pentru care Newton și Laplace au reușit și chiar Kant, el însuși a fost coautor al teoriei nebulare, a evoluției sistemului solar, a reușit să înțeleagă de mine relația între cauză și efect. Este pentru că relația între cauză și efect este o categorie a intelectului nostru, la fel și sensibilitatea noastră, dar noi nu putem cunoaște lucrul în sine, numenul. O să facem la Kant un scepticism cu privire la inteligibilitatea lumii. De ce? Probabil că, la Kant, mă scuzați, Kant se gândea probabil că este prea frumos să fie adevărat. Și țineți minte că Einstein spunea că cel mai mare mister al Universului este inteligibilitatea lui. Universul e prea transparent pentru mintea noastră. Și era greu de crezut pentru Kant că Universul poate fi de inteligibil. Era mai simplu să concepi că, de fapt, ceea ce sunt legile Universului, nu sunt de fapt legile Universului cu adevărat, ci sunt legile minții noastre. Spațiul și timpul nu sunt realități obiective, ci sunt forme ale percepției noastre. Însă, Kant nu a avut dreptate. Pentru că, într-adevăr, noi am putut trece
la lucrul în sine. Și am ajuns să cunoaștem lucrul în sine. În fizica relativistă, în fizica cuantică, am ajuns la o înțelegere ontologică a Universului. Am trecut dincolo de forme de percepție și de modele de gândire și omul a avut un succes extraordinar în a înțelege Universul. Astăzi noi vorbim cu toți, e deja face parte din vernacular să vorbim despre găuri negre și despre fizică cuantică și despre curbura spațiului și timpului și lucrurile acestea sunt de fapt împotriva percepției și împotriva experienței noastre de milenii. Așa că aici este un mare mister și un mister care vrâne vrâne duce la întrebări religioase. La ideea că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Dar, întorcându-mă la problema timpului, la sfârșitul, la începutul secolului 20, a avut o mare revoluție fizică. Una a fost teoria relativității. Cealaltă a fost fizica cuantică. Albert Einstein este, practic, cofondator al fizicii cuantice, împreună cu Max Planck, și este fondatorul teoriei relativității. Și aici intrăm la o concepție nouă, două concepții radical diferite despre timp. Fizica relativistă ne-a explicat Universul la nivel macrocosmic. Fizica cuantică ne explică Universul la nivel de microparticulă. Cele două au legi diferite care se exclud între ele. Și totuși amândouă descriu Universul. Hai să începem cu fizica relativistă și să nu uităm întrebarea. Cum se relaționează Dumnezeu la Univers? Cum se relaționează Dumnezeu la timp? Cum vede Dumnezeu viitorul? Fizica relativistă mai întâi renunță la ideea de spațiu absolut al lui Newton. Idee care stătea și la baza concepției kantiene despre spațiu. Și rămâne un alt absolut, viteza luminii. Absolut e viteza luminii. Viteza luminii nu se poate schimba. Dar dacă viteza luminii rămâne constantă, nu se poate schimba, înseamnă că spațiul și timpul sunt relative. Ne întoarcem la la formula spațiu este egal cu viteza mulțită cu timpul, nu? Dacă viteza luminii rămâne constantă, spațiul și timpul trebuie să se schimbe, în mod foarte simplu. Așa că apare aici paradoxul simultaneității. Obiecte care merg cu viteze diferite experimentează timpul în mod diferit. Și timpul este măzurat în univers în mod diferit în diferite părți. Dar ce este timpul? În teoria generală a relativității, Einstein ne spune că timpul, și lucrul acesta este clar, nu-l contestăm, timpul de fapt este a patra dimensiune. Spațiul are trei dimensiuni și a patra este timpul. Așa că, care este problema? O să plec de la cineva care a anticipat foarte bine teoria relativității generale într-un sci-fi. Sci-fi-urile sunt ușor de digerat. Și este vorba de Herbert George Wells, Mașina Timpului. Și dacă țineți minte Mașina Timpului la început, pe prima pagină, exploratorul timpului le explică prietenul săi conceptul de călătorie în timp. Și o spune așa, noi trăim într-un univers format din patru dimensiuni. A patra dimensiune este timpul. Dar noi suntem limitați cu privire la timp. Ca să folosesc o comparație, ca să înțelegem mai bine. Imaginați-vă un univers bidimensional. Și această carte este într-un univers bidimensional. Și această carte se mișcă în a treia dimensiune. E bine, imaginați-vă că noi suntem condamnați să nu ne putem mișca înainte și înapoi în a treia dimensiune, ci o anumită forță misterioasă ne împinge înainte în a treia dimensiune. În schimb, ne putem mișca în sus și sos pe celelalte două dimensiuni. Acum, să lăsăm imaginația noastră să lucreze, să ne imaginăm că, de fapt, spațiul are patru dimensiuni, nu trei. Dar noi suntem legați de trei dimensiuni. Și a patra dimensiune, care este timpul, e, de fapt, a patra dimensiune a spațiului. Însă, noi ne mișcăm în aceasta într-o singură direcție, din motivul care nu înțelegem. Ne mișcăm fără voia noastră într-o singură direcție. Ne putem mișca înainte și înapoi. Însă, practic, ce spune Wells în cartea lui? Toate evenimentele care s-au petrecut aici, în acest punct din spațiu, se află aliniate pe o axă a timpului, care este a patra dimensiune. Așa că, practic, toate aceste evenimente sunt simultane.
Așa că Dumnezeu, care este în afara timpului, privește Universul și vede toate evenimentele simultane. Este aceeași idee care a avut-o Augustin, numai că, din punctul de vedere al teoriei relativității generale, această teorie este susținută științific acum, nu doar filozofic. Și Albert Einstein a fost un adept al concepției simultaneității. El considera că Universul este static și toate evenimentele sunt simultane. Succesiunea evenimentului este o chestie psihologică noastră. Este limitarea noastră care, din cauza poziției noastre relative față de ele, ne face să vedem succesul. De ele sunt toate simultane. Așa că, de exemplu, când a murit soțul unei prietene, Einstein a consolat-o spunând că nu s-a întâmplat nimic, că soțul ei trăiește cum era trăiaș înainte și e mor cum era mor și înainte. Numai că este poziții diferite în timp. Dacă îți imaginezi timpul ca spațiu, soțul este acolo viu și acolo este mort. Este încă acolo viu, cum a fost totdeauna. Doamna nu s-a simțit consolată. Însă, deci este problema. Există un alt set de legi care cuverează lumea cuantelor. Și hai să luăm problema timpului. Să vedem ce l-a deranjat pe Einstein. Imaginați-vă în contextul teoriei relativității generale. O gaură neagră. Și gaură neagră implică o gravitație atât de puternică încât spațiul este curbat. Și timpul se încetinește. Există un punct în care masa, să zic, unui soare care implodează se compresează. Până devine un singur punct. Și în acest punct, spațiul, practic, dispare, este zero și timpul este infinit. Dar, aici este o problemă. Să ne imaginăm că masa acelui soare se comprimă și la un moment dat ajunge la o dimensiune care este 1 la 10 la puterea 20 din dimensiunea unui proton. Mai precis, este 10 la puterea minus 20 din dimensiunea unui proton. Deci este 1 supra 10 cu 30 de zerouri. Și în momentul acesta, deci este cifra 1 la puterea 10 cu 30 de zerouri din mărimea unui proton, protonul este foarte mic, nimeni n-a văzut niciodată protonul. Da? Este o axiomă de la care plecăm în înțelegerea Universului, în înțelegerea atomului, dar nimeni nu l-a văzut niciodată. E bine, de la această dimensiune dispar legile relativiste și legile newtoniene. Mai precis, ca să nu spun dispar, legile nu există. Legile sunt modul în care putem descrie Universul. De la această dimensiune în jos, legile newtoniene și einsteiniene nu mai pot descrie Universul. Și singurele legi prin care putem descrie Universul sunt legile fizice cuantice. În același timp, timpul, aici o să ne aducem aminte de paradoxul Parmenide. Timpul, cea mai mică unitate de timp, timpul cuantic, dacă vreți, atomul de timp, este timpul în care raza de lumină traversează secțiunea cuantică. Deci timpul în care o rază de lumină care 300.000 de km pe secundă, așa cum știm, traversează distanța de 10 la minus 20 din diametrul unui proton. Și timpul acesta este 10 la minus 43 secunde. Adică 1 supra 10 la puterea 43 este 1 supra 10 urmat de 43 de zerouri. E bine, dincolo de această fracțiune de secunde nu mai există timp. Practic timpul dispare. Ceea ce vedem este că spațiul și timpul, de fapt, sunt discontinue. Și aici iar avem paradoxul lui Zeno. Pentru că, de fapt, această carte cade în secțiuni discontinue. Zeno a întâlnit foarte bine. Ceea ce Zeno n-a avut curaj să recunoască, ceea ce au recunoscut Epicur și Democrit cu privire la materie, n-a avut curaj Zeno să recunoască, că ajungi la o secțiune de spațiu și timp care nu mai poate fi împărțită mai mult. Și aceasta e secțiunea cuantică. Și dincolo de aceasta nu mai poți să împarți în secțiuni de timp și spațiu mai mici, dar aici se aplică altă lege. Care sunt legile? Legile sunt acelea ale nedeterminării.
Nu mai putem să definim exact poziția în spațiu și timp a unei particule. Particula e nedeterminată. Și pe aici trecem o concluzie. Am vorbit deja săptămâna trecută despre această concluzie. Vă amintiți de split experiment. Un singur foton care trece prin două găuri și interferează cu el însuși. E bine, dacă cunoaștem traiectoria, poziția fotonului, a dispărut unda, a dispărut interferența. Dacă cunoaștem unda, nu știm unde este fotonul. Explicarea pe care Richard Feynman a dat-o și care este matematic modelată perfect, este că, de fapt, fotonul merge pe toate căile posibile. Interacțiunea cu observatorul, dacă vreți, interacțiunea cu lumea obiectelor mecanici newtoniene, face ca să cadă, să aibă loc wave collapse, să cadă aspectul de unde, să cadă celelalte posibilități, să rămână doar cea mai probabilă poziție. Poziția este nu cea singura poziție, poziția cea mai probabilă. Haideți să primim lucrurile din punct de vedere ale Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă Dumnezeu cunoaște poziția particulei, nu cunoaște unda. Și dacă cunoaște unda, nu cunoaște particula. Mai precis, nu cunoaște poziția particulei. Dar dacă Dumnezeu nu joacă zarul, așa cum a spus Einstein, Einstein când a spus că Dumnezeu nu joacă zarul, a vrut să spună că Dumnezeu o particulă cuantică, un foton, le vede ca pe o ghiulea. Sunt două aspecte ale concepției Dumnezeu nu joacă zarul. Una este teoria haosului. Teoria haosului ne spune că acele sisteme care sunt foarte complexe se supun legilor haosului. În sensul că noi nu putem determina exact cum va evolua acest sistem în viitor. Aceasta este, de exemplu, timpul probabil. Timpul evenimentele meteorologice se petrec după legile haosului. E efectul butterfly, efectul fluture. Un fluture bate din aripi în Brazilia, are loc un ciclon în India. De ce? Pentru că nu poți prevedea un lanț de evenimente de cauză și efect. Sunt complexe de interacțiuni între cauză și efect care duc la evenimente nedeterminate. Laplace spunea că dacă ar cunoaște poziția tuturor particulelor din univers, ar putea să spună exact viitorul oricărui eveniment din univers. Pentru că totul se întâmplă cauză și efect în sens newtonian. Așa că ceea ce vreau să spună Albert Einstein este că chiar dacă există sisteme haotice, dacă Dumnezeu cunoaște poziția fiecărui atom, să zic, din atmosferă, și fiecare forță, fiecare interacțiune, poate prevedea, efectul fluturilor dispare, poate prevedea exact când fluturile bat din aripi că va fi un ciclon sau nu va fi un ciclon în India, poate să prevadă exact fiecare eveniment din atmosferă. Așa că sunt sisteme haotice, lumea finanțelor un sistem haotic, în general, evenimente sociale sunt sisteme haotice și unii sunt că ideea apare că dacă cineva ar cunoaște toți atomii, toate aspectele, toate necunoscutele în ecuație, ar putea să prevadă exact starea sistemului. Deci aici recunoaște că sunt sisteme probabilistice, dar sunt sisteme probabilistice fiindcă le judecă statistic. Însă, Dumnezeu care cunoaște fiecare atom și fiecare moleculă și fiecare poziție și fiecare interacțiune, pentru el, el poate să prevadă așa cum noi prevedem interacțiunea unei ghiulele. Însă, problema care îl turba pe Einstein este că, conform fizicii cuantice, Dumnezeu nu poate să prevadă mișcările cuantelor cum a prevedea traiectoria unei ghiulele, să zic așa, sau traiectoria unei stele. Și dacă Dumnezeu cunoaște poziția atomului, ar loc wave collapse. Adică, dacă Dumnezeu cunoaște poziția, mai precis, dacă Dumnezeu cunoaște poziția atomului, nu atomului, mă scuzați, cuantei, la un moment dat, în momentul acela toate celelalte poziții posibile au căzut. Deci, dacă țineți minte, vorbeam săptămâna trecută, Richard Feynman ne spune că, de fapt, un foton, sau un electron, dacă vreți, merge pe toate traiectoriile posibile. Iar noi vedem, sau interacțiunea cu lumea macrocosmosului, face ca doar cea mai probabilă traiectorie să fie văzută. Și noi vedem unta ca poziția cele mai probabile. E bine,
Dacă Dumnezeu știe poziția atomului, poziția, mă scuzați, a cuantei, a fotonului, unde cade, celelalte poziții scade. Deci, automat, observatorul a ales o poziție posibilă sau probabilă din toate pozițiile posibile. Și celelalte pozitivi s-au dispărut. Bine, vă spune, asta este lumea cuantelor și n-avem treabă cu lumea cuantelor. Viața noastră se desfășoară în macrocosmos și aici tot e determinat mecanic. Așa că Dumnezeu poate că este oarecum limitat prin propriile sale legi să cunoască fie posibilitățile, fie poziția cea mai probabilă, fie poziția sigură. Nu? Deci cunoaște poziția sigură, arunci la celelalte posibilități, cunoaște toate posibilitățile, nu cunoaște poziția sigură. Ca un observator uman care face ca prin observația lui să aleagă poziția cea mai probabilă dintre toate pozițiile posibile ale unui foton sau electron sau alte cuante. Dar noi trăim în lumea macrocosmică. Aici este paradoxul lui Schrödinger, pisica lui Schrödinger, pe care am dat trecut de vreo să-l amintesc din nou. Ne imaginăm că o pisică este închisă într-o cutie și acolo este un vas cu o travă și un ciocan care sparge vasul. Există un material radioactiv care are probabilitatea să emită o particulă radioactivă 50%. Deci 50% va emite, 50% nu va emite. Astea sunt cele două probabilități. Probabilitatea este 50% să emită, deci există două posibilități și cele două se desprinde cu probabilitate de jumate-jumate. Este pisica vie sau moartă? Pisica e închisă în cutie, nu știm. Dacă elementul radioactiv a emis acea cuantă, cuanta a declanșat mecanismul de ciocanului care sparge o travă și pisica e moartă. Dacă n-a fost emis protonul sau neutronul respectiv, pisica e vie. Deci noi suntem afară cutiei și spunem pisica are probabilitatea să fie 50% moartă și 50% vie. Dar așa încă spune nu. Având în vedere că acea cuantă merge pe toate căile posibile. Deci, lovește și nu lovește acel contoar. Practic, pisica este și vie și moartă. În momentul când am deschis ușa și am văzut pisica, vie sau moartă, noi, de fapt, am eliminat o posibilitate, de fapt, o interpoziție a pisicii vii cu pisica moartă. Lucrul acesta pare paradoxal, dar ceea ce vrea să ne arată Schrödinger este că evenimentele în macrocosmos în mod real influențate de legile fizice cuantice a superpoziției și a nedeterminării. În această situație, care este relația lui Dumnezeu cu Universul? Practic, din punct de vedere logic, Dumnezeu poate să vadă în două feluri. Poate să vadă toate posibilitățile și probabilitatea, sau poate să vadă poziția în timp și loc, adică ceva întâmplându-se, și așa au dispărut toate celelalte posibilități. Implicit, înțelegem că Dumnezeu are ambele posibilități, că este atotputernic. Dar prin legile care le-a făcut, el este limitat, autolimitat de una sau de alta, mai precis. Există unii care spun că Dumnezeu este atot știutor și știe totul. Și Luther spune că dacă știe totul, el de fapt determină totul. Și așa este. Dumnezeu poate să știe poziția fiecarei particule și fiecare eveniment și fiecare alegere în toată istoria Universului, în viitor ca și în trecut. Și prin faptul că o știe, o și determină. Așa cum noi, prin faptul că observăm și știm unde este fotonul, de fapt, noi am determinat traiectoria și am dat celelalte posibilități. E wave collapse, este experimentul cu pisica lui Schrödinger, am vrut despre asta săptămâna trecută. Asta poate face și Dumnezeu. În același timp, Dumnezeu poate să aleagă să privească unda și așa mai vede particula. Și dacă Dumnezeu vede unda, nu vede particula. Dacă Dumnezeu vede toate posibilitățile, dar nu mai vede exact
care din aceste posibilități se realizează. Cu siguranță că Dumnezeu vede o probabilitate, așa că noi când vedem interferența undei pe perete, când vedem unda, noi vedem căile cele mai probabile, nu vedem o singură cale, ci căile cele mai probabile ale fotonului respectiv și le vedem pe cele mai puțin probabile. Așa că Dumnezeu vede toate posibilitățile, probabile și improbabile. Și Dumnezeu cunoaște calea cea mai probabilă și cunoaște toate căile posibile. În situația aceasta Dumnezeu alege să nu vadă ceva determinat, pentru că atunci când vede ceva determinat, deja și hotărât. Făcutul așezul pe Dumnezeu, mă rog, vei spune, stai puțin, îl cobor pe Dumnezeu, nu, omii după chipul Dumnezeu, da? Deci îl văd pe Dumnezeu ca pe un experimentator. Pentru că pune pe Dumnezeu în situația aceasta. Dumnezeu are atât posibilitatea atoștiinței și a determinării fiecare eveniment din viitor, dar această determinare nu este în mod newtonian și laplacian, mecanică, o relație strictă de cauză și efect, ci este, determinarea este așa cum este determinată poziția unei particule în fizica cuantică, pe seama eliminării altor posibilități. Ori Dumnezeu cunoaște toate posibilitățile și probabilitățile, nu știu ce se va întâmpla. Ori înțelegem că Dumnezeu, fiind atot puternic, poate să aleagă totdeauna între aceste două și o face. Așa că Dumnezeu are dileme. Dumnezeu, de exemplu, nu știe când va trăda. Iisus nu știe dacă va câștiga bătălia împotriva morții și a păcatului. Dumnezeu nu știe dacă un suflet va fi sau nu mântuit. Aceasta ține de libertatea noastră. În principiu, Dumnezeu nici nu știe cum va evolua Universul în viitor. Nu știe pe care planetă va fi viață, pe care nu. Nu știe cum vor evolua anumite specii. Și aceasta nu pentru că este limitat, ci pentru că Dumnezeu cunoaște toate posibilitățile. În acest jurat și lasă toate aceste posibilități să existe. În momentul când Dumnezeu face o profeție, când Dumnezeu știe ceva, sigur, ca poziție în spațiu și timp, ca eveniment concret, în acel moment, atoștiința lui Dumnezeu implicit a eliminat toate celelalte posibilități. Așa, imaginați-vă pisica lui Schrödinger, imaginați-vă un fizician într-un laborator de fizică cuantică și face exact același lucru. Imaginați-vă noi făcând experimentul cu cele două fante ale hârtiei prin care trece lumina, de fapt facem același lucru. Numai că Dumnezeu este în această relație cu tot Universul. Ca tare, Dumnezeu poate totdeauna să aleagă între libertate și determinism. Dar nu le poate alege pe amândouă niciodată. Dumnezeu poate să cunoască toate posibilitățile, să le lase să se fructifice și să se împlinească liber, fără să intervină. Sau poate să știe exact ce se va întâmpla cu mine și cu dumneavoastră și cu Universul în viitor, dar implicit a eliminat toate celelalte posibilități. Intervenția lui Dumnezeu este intervenția unui observator care, prin observația lui intervine în univers și ceea ce spune Luther este foarte adevărat. Luther a avut aici o premoniție genială, ca și Parmenide, care dacă mergea puțin mai departe în metafizica cuantică, Luther a spus că prin cunoașterea viitorului Dumnezeu a deja determinat. Practic, aici este un mare adevăr. Întrebarea este, de ce poziție este Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu este de poziția, pe partea libertății. Dumnezeu ne lasă libertatea nouă și Universului. Și Dumnezeu lasă posibilitățile să se împlinească. Aceste posibilități implică bine și rău. Să mă dau ca exemplu evoluția biologică. Evoluția biologică, cine a creat scorpionii? Cine a creat păianjenii veninoși? Cine crea vinovii paraziți, virusii, bacteriile? Răspunsul, hai să scutim pe Dumnezeu de asta, este evoluția biologică. Darwin spunea, referință la anumite aspecte crude ale realității, că preferă să vadă aici accidentul decât intervenția lui Dumnezeu. În același timp, cine a creat omul după chipul și asemenea lui Dumnezeu și este o concepție cuantică despre Dumnezeu implică faptul că Dumnezeu poate lăsa libertatea Universului, dar poate interveni pentru un anumit scop în viitor. Și
Aici probabil intervine și rolul credinței. Vreau să spun câteva cuvinte în încheiere. Ideea că dovada existenței lui Dumnezeu constă în faptul că Dumnezeu ar fi o ipoteză științifică necesară este falsă. Deja la plasă a spus lui Napoleon că nu are nevoie de ipoteza Dumnezeu. Adică mai precis, în teoria intelligent design, de exemplu, ține aproape că există un loc în care legile naturii nu mai pot acționa și acolo e loc pentru miracol. Cum ar fi, mă rog, exemplul dacă capcane de șoareci, complexitate ireductibilă și exemplul favorit este codița la sau flagelul la microorganisme. Dar problema este alta aici. Anume că de fapt tot ce există se poate explica pe legile naturii. Nu avem să apelăm nevoie să apelăm la un miracol. Că miracolul, dacă vreți, este the fine tuning of the universe. Este principiul antropic. Totul se poate explica pe legile naturii. Nevoia de Dumnezeu intervine în alt sens. Atunci când încercăm să exprimăm inteligibilitatea lumii. Sunt 300 de ani de la începutul revoluției științifice și deja am înțeles aproape tot universul. Universul se transpune pentru noi. Avem foarte, foarte puțin și știm aproape tot despre univers. Și lucrul acesta pare ciudat, pentru că ne-am învățat cu ideea aceea că un copil care merge pe malul oceanului, culege scoici și așa suntem noi în fața milor universului. Mă rog, universul este infinit, practic, pentru noi. Poți cunoaște o infinitate de lucruri, dar vreau să spun că legile universului sunt aproape cu totul, legile fundamentale ale universului și ale vieții sunt aproape cu totul descifrate. Cum poate fi omul capabil să înțeleagă universul, să înțeleagă nu numai ce ține de experiența lui, de, mă rog, evoluția speciei, a creierului, dar e vorba de fizică cuantică, curbura spațiului și timpului, întrebări despre existența lui Dumnezeu. Lucrul acesta, eu mi se, nu poate fi explicat pe cale evolutivă și nu va fi explicat niciodată. Alt aspect este că în descifrarea universului, s-a mers prin credință. Nimeni nu a văzut vreodată un proton, nimeni nu a văzut vreodată un quark. Savanții au crezut că ele există. Și crezând că ele există, au creat idei care au făcut ca universul să fie inteligibil. Și vreau să spun, nu semnează că acestea, quarks și protonii, sunt constructe sociale, așa cum spun postmoderne. Nu, ele sunt reale. Dar sunt altfel decât le imaginăm noi. Felul cum reprezentăm noi un quark, felul cum reprezentăm noi atomul, este altfel decât este în realitate. Această prezentare noastră, pentru că nu poate fi reprezentat, e contraintuitiv. Sunt alte legi ale spațiului și timpului și noi când desenăm, folosim legile geometriei euclidiene, folosim legile spațiului și timpului care trăim noi. Sunt alte legi acolo și nu le pricepem, dar putem, pe baza acestor reprezentări, să înțelegem lucrul în sine, să înțelegem numenul, să înțelegem aspectele ontologice ale existenței. Și mergând așa mai departe, existența lui Dumnezeu însăși nu este o entitate pe care am cunoscut-o în afară, este o idee a noastră, care, și nu spun că Dumnezeu nu există ca entitate, vreau să spun că noi avem o idee de Dumnezeu, care folosită ca premisă face ca să fie inteligibil universul ca ordine și ca sens, dar face ca să fie inteligibilă ideea de sens a vieții noastre și ideea de valoare a persoanei, ideea de persoană, ideea de frumos, de bine, ideea de sens, de scop al existenței, de absolut în viața noastră. În absența acestei idei, toate acestea devin neinteligibile. Și din cauza aceasta, cineva, Oli, făcea un comentariu care aproape că spunea, mergea până acolo să spună că Dumnezeu e cuantic, adică crezi și toate sunt reale, nu crezi, nu sunt reale, observatorul determină și pe undeva este așa. În sensul că avem aici o situație similară în fizica cuantică, în care poziția noastră ca observator al universului și ai vieții, în ultima instanță determină ce vedem și ce experimentăm și unde mergem. Și lucrul acesta face ca, dintr-o dată, tot conceptul de univers și conceptul de Dumnezeu să fie schimbat. În sensul că avem un teism deschis, care dă posibilitatea lui Dumnezeu să exprimeze timpul și evoluția universului și problemele noastre și să aibă dreptul să se întrebe. Este ceea ce este reprezentat în mod perfect prin întruparea lui Iisus și prin crucea lui. În același timp, tot puterea lui Dumnezeu nu este exclusă.
Este însă un lucru pe care îl poate folosi sau nu îl poate folosi. Și folosirea sau nefolosirea lui determină și mersul Universului și al vieții noastre și felul în care Dumnezeu experimentează să se implică. Pe de altă parte, noi înșine suntem în asemenea poziție, ca oameni făcuți după chipul lui Dumnezeu, încât noi putem vedea minte diverse universuri posibile, diverse vieți posibile. Și în același timp alegem. Pavel spune că prin credință pricepem că lumea a fost făcută de cuvântul lui Dumnezeu sau că prin credință putem schimba munții, prin credință avem viața veșnică. Ideea aceasta a așezării omului într-o poziție care, în care el creează universul existat, ideea care o spune Hawking în cartea despre care am vorbit săptămâna trecută, că în primă instanță noi creăm universul prin faptul că îl observăm. Și cele care le observăm nu există, practic, sunt doar simple posibilități. Și lucrul acesta, într-un anumit sens, creează o nouă filozofie, o nouă epistemologie, un nou mod de a vedea, de a înțelege universul. Suntem, practic, dacă teologii și oamenii religioși ar fi atât de parohial și indiferenți față de revoluția științifică, multe din vechile concepte teologice și metafizice ar fi supuse unei revoluții radicale. Însă, în general, oamenii religioși nu gândesc în contextul științei și oameni de știință sunt destul de puțini care gândesc în context teologic. Dar, spune John Polygon, unul dintre codescoperitorii bosonului, un mare fizician și savant, specialist în fizică cuantică, care a devenit preot anglican și este unul dintre renumiții teologi care încearcă să așeze teologia în contextul științei. Asta chiar expresia a fost de el. John Polygon spune că fizica cuantică a creat o revoluție în felul în care noi primim experiența religioasă. Și înțelegem că experiența religioasă și Dumnezeu sunt posibilități care în ultima instanță devin reale prin credință sau se exclud în funcție de felul cum privim și cum concepe. Și crucial aici și în aceasta este libertatea noastră și libertatea Universului. Isaia 45:15, tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Tu, Dumnezeul Israel, Mântuitorule. E bine, este un nou mod de a privi Universul și pe Dumnezeu și mântuirea și destinul omului pe care revoluția cuantică l-a adus. Săptămâna trecută am vorbit despre faptul că Universul nu are nevoie de un creator, spune Stephen Hawking. Și vreau să spun ceva, nu-l contrazic, în ultima instanță am vorbit despre principiul antropic, dar ideea că sunt toate universurile posibile și în ultima instanță noi hotărâm între posibilități partea cea mai probabilă. Nu vreau să o contrazic. Ceea ce vreau să spun este că conceptul nostru de Dumnezeu nu stă pe idei de bazme băbești, nu stă pe idei primitive, stă deja pe o nouă idee, pe o nouă înțelegere a Universului și a interacțiunii între minte și Univers. Și sunt convins că viitorul va aduce o adevărată revoluție în privința aceasta și în teologie. Dar, până atunci, aștept reacțiile dumneavoastră, este un subiect interesant de explorat, prezentarea mea este limitată și din cauza timpului și din cauza propriilor mele limite, așa că aștept să ne reîntâlnim pe forum și să explorăm acest fascinant subiect, modul în care revoluția adusă de fizică cuantică, de fizica cuantică în înțelegerea Universului, afectează conceptul de intervenție divină, conceptul de determinare a destinului, conceptul de liber arbitru, conceptul a tot științei lui Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu ca atare. Vă mulțumesc și ne revedem săptămâna viitoare!